Este ultima conferință de presă în calitate de viceprimar în acest birou. Știți deja o parte dintre dumneavoastră, a apărut peste ordinea de zi a ședinței ordinare din 29 martie, un proiect de hotărâre inițiat de primarul Cosmin Necula împreună cu consilierii PSD privind schimbarea mea din funcția de viceprimar. Vreau să vă spun că pentru mine nu este o surpriză acest proiect, având în vedere situația oarecum tensionată din ultimul timp dintre mine și domnul primar. Ceea ce vreau să vă spun și cred că ați observat și dumneavoastră din expunerea de motive, reiese faptul că vor să mă schimbe pentru că nu am fost de acord cu majorarea taxei de salubrizare cu 66% pentru Băcăuani. Vor să mă schimbe pentru că nu am fost de acord cu împrumutul de 40 de milioane de lei luat de la trezoreria statului pentru a plăti o factură de gaz și vreau să vă spun că am fi avut alte soluții aici, și anume fondurile europene și fondurile guvernamentale, ținând cont de faptul că suntem într-o alianță la guvernare. Vor să mă schimbe pentru faptul că am pus câteva întrebări firești, normale, atunci când domeniul public al municipiului Bacău a fost delegat către Societatea de Servicii Publice. Consider că au fost niște opinii normale, firește, a unui viceprimar ca uneori să aibă opinii. De aceea s-a ajuns în această situație. Vreau să vă spun că în tot acest timp, toate activitățile mele în ultimii 2 ani de zile au fost considerate de domnul primar ca fiind capital de imagine.